Bună tuturor, în sfârșit! Astăzi reușești o să fac un videoclip și nu cu fotocamera, dar cu telefonul, pentru că nu știu de ce nu merge scheda aia de memorie. Am niște nervi, dar în fine am rezolvat, am decis să înregistrez și cu telefonul, nu știu cum o să iasă sau cum nu o să iasă, apar nu am, dar sper să iasă bine, dacă nu, Doamne ce nervi am! În fine, bine ați venit în acest nou episod. Eu sunt Anisia și astăzi mă voi spune ce poți să faci atunci când te plictisești acasă. Eu v-am întrebat pe Instagram ce gen de videoclipuri ați vrea ca să fac și o fată mi-a spus: hei, fă videoclipuri ce să faci atunci când te plictisești acasă. Primul lucru care trebuie să-l faceți normal când vă plictisiți acasă este să... mi-a ghicit să vă uitați la videoclipurile mele pe YouTube, normal. Deci chestia asta cred că nici nu trebuia să vi-o spun. E bazilară, e normală, e primul lucru. Al doilea lucru este să mă urmăriți pe Instagram, normal, pe Instagram, da. Deci lăsăm chestiile deoparte, trebuie să mă urmăriți pe YouTube și pe Instagram ca să nu vă plictisiți. Dar mai am și alte idei pe care vă pot ajuta. Deci haideți să începem rubrica ce să faci când te plictisești acasă. Eu de obicei când mă plictisesc acasă, pe bune, acum spun, mă uit la videoclipuri de make-up. Cum puteți vedea, astăzi am un make-up super muștăros, culoarea muștarului. Nu știu dacă se vede în telecameră, în telefon, dar am spus să încerc și eu ceva divers, galben, culoarea muștar. Deci, cum spuneam și înainte, mă uit la videoclipuri pe YouTube, mai bine spus, videoclipuri despre make-up sau despre bucătărie, despre mâncare, ce pot să gătesc, pentru că mie îmi place foarte mult să gătesc. Deci, da, asta este primul lucru pe care îl fac. După aia, de exemplu, dacă îmi plictisesc, pot să mă pun să fac curat în casă, mă pun să-mi aranjez hainele în dulap, dacă sunt normal, prima dată le așez și mâine sunt din nou, caos. Dar lăsăm asta deoparte. Mă pun să fac patul, schimb lingeria, mai ales în weekend, de exemplu, când afară plouă sau timpul este urât. Mă pun să fac un dulce, mă pun să fac niște prăjituri, deci timpul îmi trece. Și vă recomand, dacă sunteți și voi apasionați de bucătărie, de prăjituri, ca și mine, faceți asta, pentru că timpul va trece foarte repede. Puteți să vă uitați la un film. Nu sunt genul de persoană care îi place să se uite la filme, dar da, uitați-vă la filme sau la niște seriale. Deschideți acolo Netflix și vă uitați. Sau dacă nu, ce puteți face? Chestia asta mie îmi place să o fac, îmi place să citesc. Deci aș putea să vă recomand, am citit doar o carte în limba română, restul am citit în limba italiană. Și cartea este aceasta, Irina Binder este autorul și cartea se cheamă Fluturi. Acesta este volumul 3, deci înainte de volumul 3 era și volumul 1 și 2. Deci da, am citit volumul 1 și 2, dar a fost acum o grămadă de ani, 2 ani sau 3 ani, cred că, da. Sau chiar și mai mult. Și mi-a plăcut foarte mult și acum când mama mea a fost în România, am spus să-mi o cumpere pentru că eram super curioasă ce se va întâmpla în volumul 3. Dar să fiu sinceră, încă nu am terminat-o. Este o carte frumoasă, drăguță, te lasă așa, trebuie să o continui. Am căutat și pe internet ce să faci atunci când te plictisești și am găsit niște chestii foarte stupide, deci, de exemplu, să bați repede din ochi și după aceea să închizi. Ia să încercăm. Pentru că spune că vezi numai punctulețe albe,
Dar chestia asta e o prostie și te plictisești mai mult decât te plictiseai înainte. Poți să te duci să faci niște cumpărături dacă ești lângă casă sau poți să te pui să înveți. Da, mă plictisesc și când învăț, dar dacă te duci la școală, trebuie să înveți neapărat sau descarci o aplicație cu care poți să înveți o limbă nouă. De exemplu, dacă vrei să înveți limba engleză, franceză, italiană, rusă și așa mai Dacă departe. ești fată, poți să-ți faci unghiile, poți să-ți faci ceară pe corp, picioare sau unde ai nevoie. Sau și băieții, poți să-ți facă ceară, să-ți faci genele, să te machiezi, să suni o persoană dragă ție, să vezi ce mai face, dacă e totul bine. Poți să-ți faci sprâncenele, să-ți faci curățarea tenului sau... Și ultimul sfat pe care vi-l pot da atunci când vă plictisiți este să dormiți, pentru că așa timpul trece repede și vă și odihniți. Acest videoclip are sfârșit aici. V-am spus ce fac eu de obicei atunci când mă plictisesc. Sper că v-a fost de ajutor în caz că voi vă plictisiți. Între timp, nu uitați să mă urmăriți pe YouTube și să vă inscrieți și să mă urmăriți și pe Instagram și noi ne vedem data viitoare. Bye bye!